ca astăzi, un an în urmă, trebuie să fie acesta. A. Pe care-i motivul? Motivul ce e că a fost anulat, anulat spectacolul Chenion în Moldova, care aducea o cultură veche chinezească, anume tendința omului spre spiritualitate, care de omul să-și îmbunătățească atitudinea unul față de altul, pentru a fi demn de a se numi om. Anume, asta a fost țelul nostru de a aduce acest spectacol în Moldova. Dar, cu părere de rău, guvernanții noștri au făcut tot posibilul și au mers pe calea aceea care nu-i corectă și au mers pe mâna ambasadei chineze, care le-a promis bani numai ca să fie anulat acest spectacol. Și cum ați fost anunțat? Chiar atunci, pe ultima 100 de metri sau care a fost? Nu au fost anunțați practic nici într-un fel. Ne s-au închis ușile, nu ne-au permis să intrăm înăuntru. Mai târziu, după masă, mi s-a spus că spectacolele sunt anulate. Atunci nu știam de către cine. Acum, desigur că am intrat în posesia unor probe, în scrisori, care vineau de la prim-ministru, de la domnul Filat, de la ministrul afacerilor externe și integrării europene, domnul Leancă, domnul Popov, tot foarte mult s-a străduit să ne ajute în anularea spectacolului, să ne ajute, desigur, că în ghilimele. Și ultimul în șirul ministrilor a fost domnul Focșa, Boris, care chiar a dat indicații directe ca spectacolele să fie anulate. Mai apoi am aflat tot din materialele prezentate judecății, fiindcă nu ni s-a prezentat atunci nimic, faptul că Ministerul Culturii este fondatorul teatrului și deciziile Ministerului Culturii sunt obligatorii pentru Teatrul Național de Opere și Palece. Inițial se ascundea aceste lucruri, spunea că este o întreprindere cu propriile decizii, adică este o întreprindere mai mult privată decât în subordinea Ministerului Culturii, ceea ce nu este corect. Spectacolele s-au anulat la insistența și intervenția brutală a Guvernului Republicii Moldova și cu mare regret până în momentul de față nu ne-au fost restituite cheltuielile pentru organizare, pentru promovare. Cu regret, nimic nu s-a schimbat și ceea ce am spus și o să spun în continuare de 10.000 de ori, că nu avem în țară și în lume o criză economică. Avem oameni buni, o criză a moralității, care pornește de aici, de la Parlament, și merge până jos, fiindcă Guvernul, Parlamentul sunt organele, sunt persoanele care trebuie să ne dea exemplu de înaltă moralitate, de respectarea legilor. Ei sunt cei care își adoptă legile, care le promovează și tot ei sunt cei care trebuie să urmărească executarea lor. Dacă aici totul este putred, asta e părerea mea personală, ce putem aștepta de la persoana care e mult mai inferioară în grade științifice, în posturi, ce putem aștepta? Nu putem aștepta nimic. Ce ar fi deranjat în concertul dat? De ce a fost anulat? În spectacolul dat i-a deranjat faptul că, în primul rând, o bună parte din membrii trupei Chenion sunt discipoli Falun Dafa, așa, cei care sunt persecutați în China deja de 12 ani. Ei au emigrat în Statele Unite, au primit azil politic, au format trupa în cauză pentru a demonstra lumii întregi adevărata cultură tradițională chineză, cea antică, cea neinfluențată de comunism. Și desigur că ambasada Chinei nu putea să accepte asemenea lucruri, adică pur și simplu de a le arăta adevărul. Și ceea ce vreau să mai spun, că chiar în programa spectacolului sunt două numere, desigur că extraordinar de frumoase, și în muzica și dansul clasic chinez, despre persecuțiile brutale a practicanților Falun Dafa în China, despre ororile care le face Partidul Comunist Chinez. Cât ați cheltuit la urma acțiunilor? Am cheltuit în jur de 1 milion de lei la promovarea și
organizarea spectacolului. Desigur că am înaintat cerințe referitor la încasarea pagubii morale, la prejudiciul ratat. În total se estimează prejudiciile noastre în jur de 3 milioane de lei. Nu suntem disperați, noi totuși credem că tot ceea ce este la suprafață și pare a fi tot puternic, asta este Partidul Comunist Chinez, care practic pare că domină o lume întreagă. Asta este doar o aparență. Până la urmă, cred că adevărul o să triumfe. Nu aici, ajungem până la CEDOC, nu avem deja, nu mai avem ce pierde. Am pierdut încrederea și speranța în cei care i-am ales și am crezut în cei care ne-au spus că vor fi schimbări foarte mari, foarte radicale. De ce așa am invitat trupa? Am vrut să contribuim și noi la schimbare cu ceva, dar cu regret am dat peste acel perete care nu dorește să-l pună la moment, să-l ruineze nimeni, dar cred că viitorul este fără demonul malefic al Partidului Comunist. Nu contează unde. Aici, China, Vietnam, Cuba și așa mai departe.